Salutare, dragii mei, care ați ales numărul 4. Am făcut o magie și s-a schimbat ținuta. Între timp până am ajuns eu la numărul 4. Deci, dragii mei, care ați ales numărul 4 și anume acest pendul drăguț. Haideți să vedem care sunt mesajele care vor să vină către voi prin intermediul acestei energii de lună nouă în Pești, ca să nu mă zăpăcesc. Și o să începem, bineînțeles, cu monologii, cu aceste mesaje din partea lunii. Eu voi cere câte două mesaje din fiecare pachet de cărți care a fost ales pentru această citire și vom clarifica ceea ce este nevoie de a fi clarificat cu cărțile de tarot clasic. Bun, să dăm drumul la treabă și să vedem care sunt mesajele care vor să vină către voi. Și avem Full Moon in Libra, luna plină în balanță, a win-win outcome is forecast. Aha, vine către voi o situație în care ambele părți vor avea de câștigat, ceea ce este foarte bine. Nimeni nu va pierde, vrea să, spiritul să știți că într-o situație în care dacă vă gândeați voi, oare cum o să fie, oare o să câștig, oare nu, vă spune că va fi câștig de ambele părți. Haideți să vedem care este următorul mesaj care vrea să vină către voi din partea lunii în această energie. Și avem în felul următor, au venit mai multe decât am cerut. Ce se întâmplă? Asta este. Avem luna cardinală, este următoarea carte și mesajul este Be bold and make the first move. Ai curajul și fă tu primul pas, fă prima mișcare. Ia faceți voi prima mișcare și nu vă mai căcăiți atât, gândindu-vă că dacă nu o să câștigați, că dacă nu o să fie bine, pentru că vă spune prima carte, va fi bine de ambele părți. Următoarea carte pentru voi este New Moon in Virgo, luna nouă în Fecioară și îți spune A time to give rather than take. Este momentul de a da anumite lucruri, de a da înapoi. E treaba aia cu zeciuiala, nu știu de ce îmi vine în minte lucrul acesta. Și luna nouă în balanță din nou. Ia uite cum aveți voi lună plină, lună nouă în balanță. Poate sunteți în balanță unii dintre voi sau veți avea de-a face cu cineva în zodie, ascendent Venus, lună nodul nord în balanță, cine știe. Iar aici mesajul este A new romantic cycle begins. Apare o nouă poveste de iubire sau relația în care sunteți poate merge la un nou nivel. Uite așa, trece la un nivel superior. Ia uite cum cer eu două și apar patru. Măi norocoșilor, măi, că doar sunteți la numărul 4, nu? Au vrut să iasă patru cărți. Bun, haideți să mergem mai departe și să cerem două cărți din acest set de oracol și să vedem ce mesaje vor să vină către voi. Ce mesaje vor să vină către voi în intermediul acestei energii de lună nouă în Pești. Care sunt mesajele? Regeneration și vorbim despre regenerare, da. Da, 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 simt pentru unii dintre voi este vorba despre o vindecare. Interesant mesaj care vine cu această carte. Este vorba despre o vindecare, o regenerare la nivel fizic. Poate e bine să mergeți undeva să vă regăsiți locul, liniștea și așa mai departe. Pentru alții dintre voi, cu această carte vă spune că e bine să lăsați trecutul în urmă, să lăsați să ardă și din această cenușă voi să renașteți. Ia uite cum apare această poveste de pasăre Phoenix. Lăsați trecutul. Da, lăsați trecutul. Ia uite, Between Worlds. Pentru că spiritul știe că sunteți la răscruce de drumuri unii dintre voi. Încă mai aveți fundulețul acolo, în acea perioadă tristă, gri și rece. Ce aveți de făcut? V-a spus în prima carte, lăsați trecutul să se mistuie, lăsați trecutul să ardă, pentru că vedem clar că vă îndreptați către o perioadă mult, mult mai frumoasă, posibil o nouă poveste de dragoste, n-o cine știe, dacă tot vă ziți luna acolo. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce alte mesaje vor să vină către voi. Ce alte mesaje vor să vină către voi. După care vom cere niște lămuriri. Spirit of place, acest spirit al locului.
Și vorbește și despre stabilitate. Unii dintre voi vă veți muta, da? Cum a făcut acel flamingo, acolo veți merge către o perioadă de stabilitate. Dar ce mai vedem și ne atrage atenția, mă rog, mie mi-atrage atenția în această carte, sunt aceste frunze care cad și vorbește despre a lăsa în spate ceva, a lăsa în spate ceva ce nu îți mai este favorabil. Lasă-le să se ducă, movement, exact, mișcarea. O perioadă de mișcare este esențială, mișcarea, mișcă-te. Dacă nu-ți place locul în care ești, mișcă-te, pentru că nu ești copac, nu ai rădăcini acolo, e bine și este indicat să mergi mai departe. Și are numărul 28, dacă îl reducem este 10 și vorbim despre încheiere de ciclu. Și haideți să vedem și din partea amorului, Gheboz. Așa cum îmi place mie să îl alind, să vedem ce mesaje vor să vină de lună nouă în pești. Ce mesaje vor să vină pentru voi, dragii mei, care ați ales numărul 4. Nu a vrut aia. Nu, ați văzut? Ați văzut cum fac ele? Se mai răzgândesc pe parcurs. Free yourself, eliberează-te. A venit momentul să reiei controlul vieții tale. Vrea spiritul să știi lucrul acesta. Mesajul e clar, lăsați lucrurile să se ducă. Keep an open mind, rămâi cu mintea deschisă, renunță la acele șabloane înțepenite în mintea ta, pentru că s-ar putea pentru unii dintre voi să vină cineva, să întâlniți o persoană și să fie persoana potrivită pentru voi, dar voi să aveți acolo așa niște șabloane înțepenite și ruginite, și nu înruginite, și să nu se potrivească și să... Și să spuneți, nu este o persoană bună pentru mine. Ba da. Ba da. Bun. Haideți să trecem la clarificări și haideți să vedem despre ce este vorba. Și vreau să clarific aceste două cărți. Ah, să vi le arăt și vouă, da, ok. A new romantic cycle begins, da? Începe un nou ciclu în viața amoroasă și fii curajos și fă prima mișcare. Și haideți să vedem, Spirit, can you please clarify these two cards for me, please? Can you please clarify these two cards? Can you please clarify these two cards? Și avem The Queen of Wands, Regina de Bâte. Vine Regina de Bâte pentru unii dintre voi. S-ar putea să fie energia voastră, da, să fiți în zodie de foc, cu ascendent Venus, Luna, Nodul Nord în zodie de foc, sau cineva în zodie de foc se apropie de voi. Cineva vine către voi, dragii mei, sau poate, așa cum am spus, poate sunteți deja într-o relație și trece la un alt nivel, cu toate că din cele două cărți din partea care au venit din partea amorului Ghebos, s-ar putea să fiți într-o relație, dar să treacă la un nivel de terminare. Din ceea ce văd eu. Da, cineva vine pentru reușită, pentru victorie cu șasele de bâte, iar zodie de foc, iar energie de foc. Dar spune în felul următor și nu uitați acest mesaj. Ai curajul și fă prima mișcare. Da? Vine cineva să investească într-o relație. Pentru că s-ar putea această persoană să fie puțin mai timidă. Sau s-ar putea această persoană să se miște puțin mai lent și atunci vine spiritul și spune. Ai tu curajul, preia tu controlul vieții tale, ieși din țarcul ăsta nenorocit și fă prima mișcare către această persoană. Pentru că vedem, da, se mișcă cu această ofertă în energia cavalerului de monede și el se mișcă puțintel mai greoi. The King of Cups, cineva este îndrăgostit de voi, poate fi aici cineva în zodie de apă, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord, în zodie de apă sau poate fi zodie de pământ. Nu prea contează treaba asta cu zodiile, mă dau și eu interesantă și rotundă pe canal, dar vă spun că cineva se gândește cu iubire la voi. Cineva se gândește, dar se pare că unii dintre voi trebuie să ieșiți dintr-o situație, trebuie să vă eliberați de ceva. Poate fi o relație karmică în care sunteți unii dintre voi. Indecizie. Sunteți indeciți. Mă deconectez de la cartea cu eliberează-te că mi-atrage atenția. Șapte de cupe, sunteți indeciși.
da? Nu știți încotro să mergeți, probabil în momentul în care apare această ofertă, zice spiritul, să fiți pregătiți că vine Two of Cups, da? Vine această energie de suflete pereche. Fie că aveți voi mai multe oferte, fie că sunteți prinși, iar mă uit, mă atrage atenția, ce să fac? Sunteți prinși în acest țarc, în această energie și vă este teamă să faceți vreo alegere. Six of Pentacles, șasele de monede, această persoană vine să împartă ceva cu voi. Iubirea, atenția, timpul, banii, who knows, vine, o temă, nu mai dau din mâini, că se tu, da, Doamne. Vine această persoană, este foarte generoasă și împarte cu voi ceea ce are, chiar și timpul, dar își face timp să fie alături de voi. Judgment și Nine of Pentacles și avem cartea de Judgment de judecată și 9 de monede. Acum, fie că sunteți voi, această persoană care preferă să stea singură, pe o persoană care preferă să stea singură, de ce? Că în momentul în care sunt singur, nu prea are cine să mă deranjeze, nu prea are cine să mă rănească. Chiar dacă sunteți într-o relație cu noua asta de monede, s-ar putea să fie o oarecare dificultate de deschidere, să spunem, emoțională. Și cu cartea judecății vorbim despre vești pe care le veți primi de la această persoană. Sunt niște vești pe care le veți primi doar pentru unii dintre voi. Mi se spune că s-ar putea să fie cineva care ar vrea să se întoarcă pentru o a doua șansă și să se întoarcă să lucreze la acest parteneriat. Dar bineînțeles că nici nu am apucat să termin. Cartea morții și treiul de cupe. Da, pentru unii dintre voi a fost o ruptură între voi și această persoană și se vrea o împăcare. Alt scenariu pentru aceia dintre voi care chiar este o persoană nouă care vine către voi, poate fi cineva în Scorpion cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în Scorpion, care vă scoate în oraș, vă invită undeva sau ar fi bine să faceți voi lucrul ăsta, că iar îmi arată cartea. Faceți prima mișcare acolo. Da? Important este să rămâneți voi deschiși la minte și să nu, of, of, să nu lăsați trecutul să vă influențeze, să nu lăsați experiențele trecute să vă influențeze. Știu că e ușor de spus, dar nu e ușor, e foarte ușor să spunem lucrurile astea, mai greu este cu practica. Bun, haideți să mergem mai departe și să vedem. Between worlds, între lumi. Haideți să vedem ce vrea să ne spună cu această carte. Can you please clarify between worlds? Or my soul try to clarify between worlds. Who is between worlds? Temperance, temperanța. Da, cineva își ia timpul necesar pentru a face această trecere, nu se grăbește absolut deloc. Cineva stă și își ia timpul necesar de a se gândi ce este mai bine, cum este mai bine să mă întorc în gri, să merg către culoare. Tot cu cartea temperanței ne mai poate arăta că a venit momentul divin de a face acest tranzit, de a face această trecere dintre această zonă întunecată către lumină și încă ce fel de trecere, asta vreau să spun, către doiul de cupe. Dragii mei, ulala, dragii mei, se tot arată această energie de suflet pereche, acolo vă îndreptați și apare această întâlnire, mi se spune, da, în timp divin. A venit momentul să întâlniți această persoană, a venit momentul să mergeți către zone mult mai frumoase, mult mai colorate din viața voastră și nu cred așa ceva zecele de cupe. Aici vă îndreptați, dragii mei, aici vă îndreptați, a venit momentul să se întâmple lucrul ăsta. Pentru unii dintre voi poate fi cineva în vărsător cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în vărsător, acolo mergeți voi. Acolo vă îndreptați, sau poate fi Scorpion cu cartea morții. Cu cartea morții ne spune lăsați trecutul în spate, sau poate chiar unii dintre voi ați trecut printr-o despărțire, printr-o ruptură de relație și e bine să o lăsați în spate pentru că ați văzut mai devreme către ce anume vă îndreptați. Sunt niște lucruri foarte frumoase și la fel cu cartea morții ne spune că această legătură, această
Relație, să spunem, care apare pentru unii dintre voi va duce la transformare. The Queen of Cups, regina de cupe, care vorbește despre a te uita în sufletul tău, despre iubire, alegeri făcute din iubire, poftim, treiul de băte. Și vă spun în felul următor, uitați-vă, sper că se vede cum se uită această regină în cupa sufletului ei înainte de a lăsa ceva în spate, înainte de a privi către viitor, de a face planul către viitor. Planul către viitor, planul de viitor, mă scuzați. Bun, la fel de bine ne spune că este cineva care, într-adevăr, își face planuri de viitor în ceea ce vă privește pe voi. Poate fi un semn de apă cu ascendent Venus în nordul nord, într-un semn de apă, dar nu este obligatoriu. Este o persoană care se gândește așa cu iubire, cu dragoste la voi. Tu-i ceapa mamii ei, The Judgment Card. Of, doamne, doamne, iar apare cartea asta de, mă scuzați, de judecată. Da. Poate fi și examen de suflet, poate pot fi aceste vești pe care le veți primi de la această persoană. Pentru unii dintre voi chiar este o persoană nouă, iar pentru alții dintre voi este cineva care vrea să se întoarcă în urma unei despărțiri și vrea să se întoarcă pentru a face lucrurile așa cum trebuie, pentru a merge către ținuturi mult mai frumoase, da? Care vrea să împartă ceva. Care vrea să împartă ceva. Asta ni se spune. Bun. Acum, dragii mei, vedeți voi, da? Și la rădăcina pachetului, 4 de bâte. 4 de bâte care vorbește despre relație de lungă durată, vorbește despre stabilitate și cu 10-le de cupe putem vorbi și despre căsnicie, despre căsătorie. Da, dar important este că mergeți mai departe, iată, dacă e să continuăm și pajul de cupe, vine această ofertă către voi din partea unei persoane și această ofertă vă duce aici, vă duce în zone foarte, foarte frumoase, dacă vă dați voie, dacă vă dați voie să lăsați trecutul în urmă. Can you please clarify this card? Haideți să vedem. Can you please clarify regeneration? Why is regeneration here? Să ai forța, poftim, cartea forței, să ai forța de a lăsa trecutul să ardă, să ai forța de a lăsa în urmă toate chestiile astea și de a renaște din propria cenușă. Poate unii dintre voi lăsați în spate pe cineva în zodia leu sau cu ascendent Venus, lună, noduri nord, opa, așa că nu jumate de pachet, nu, dragii mei, nu, în această zodie. Dar spune, găsește-ți focul interior, găsește-ți focul și puterea de a merge mai departe. Judgment, din nou cartea judecății, clar, ăsta este examen de suflet. Clar, ăsta este examen de suflet, vă zic, a câta oară, și nu mai știu a câta oară a ieșit această carte a judecății. Să vezi lucrurile altfel, să ieși din mormântul în care ai stat până acum, da? Să ieși din țarcul în care ai stat până acum și să găsești forța de a te ridica din acea cenușă și de a te recrea, de a merge mai departe, da? The devil. La la trei arcane majore și cartea diavolului lasă în urmă această energie. Este această energie care, sau mă rog, da, este energie sau poate pentru unii dintre voi trebuie să lăsați în urmă ceva legat de o persoană în Capricorn cu ascendent Venus, lună, nordul nord în Capricorn și șaptele de bâte, cartea de defensivă. O persoană de care voi trebuia să vă apărați, nu știu, Doamne ferește, dar există și posibilitatea să vă apărați fizic sau să vă apărați mereu ideile, trebuia mereu să vă justificați, trebuia mereu să dați explicații, mereu trebuia să fiți în gardă și vă spune lăsați toată nebunia asta să se ducă, lăsați-o să se ducă, nu mai este pentru voi, doiul de săbii, teama de a face, de a lua o decizie. Este teama la voi de a lua o decizie pentru că, vă spune spiritul, sunteți în această ipostază de răscruce de drumuri. Nu vă fie teamă. Nu vă fie teamă să alegeți, să vă alegeți pe voi. Nu vă fie teamă să vă alegeți pe voi. Este nevoie de schimbare de perspectivă. Una, două, trei, a patra arcană majoră aici, cartea spânzuratului. Unii dintre voi ați avut de-a face cu cineva în pești, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în pești sau poate voi sunteți în această zodie.
Sau acum mi se spune unii dintre voi, poate chiar aveți de alege, aveți de alege, aveți de ales între două persoane și există această teamă. De ce? Pentru că probabil mai există niște atașamente legate de trecut și vă spune, nu vă fie teamă, vă îndreptați către lucruri frumoase. În momentul în care aveți încredere în voi, în momentul în care vă alegeți voi pe voi. Movement, haideți să vedem și movement, pentru că vorbește tot despre încheiere de ciclu. Pentru unii dintre voi s-ar putea să vorbească despre mutare, despre relocare, să vă luați voi așa ce al vostru în spate și tâca, 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 precum struțul ăsta, să mergeți mai departe. Haideți să vedem. Can you please clarify movement? Please spirit clarify movement for my soul tribe. Clarify movement for my soul tribe. Thank you. Da, exact ce spuneam, treiul de bâte. Unii dintre voi așteptați să vină vaporul vostru, momentul oportun și urmează să vină momentul oportun, am văzut, să vină vaporul în port, așa cum spuneam, pentru a merge mai departe. Unii dintre voi, da, chiar s-ar putea să vă mutați, vorbim de relocare, de mutare în alt oraș sau chiar altă țară. De ce nu? Este o încheiere de ciclu acolo și o decizie pe care urmează să o luați și vă spune luați decizia din inimă. The Moon, luna care vorbește despre subconștient și lucruri ascunse și poate fi acum se spune că da, s-ar putea să fie aceste frici, temeri ale voastre de a lua o decizie între ceva și ceva. Mă atrag atenția aceste două clădiri. Pentru că este un munte acolo, este o ceață, s-ar putea să simțiți voi că este vorba despre niște provocări, despre niște lucruri pe care voi trebuie să le nu să le dobândiți, să le depășiți, overcome, da? Să le depășiți. Este teama de necunoscut pentru unii dintre voi. Vă zice clar spiritul, nu vă fie teamă, nu vă fie teamă. Ia uite încotro vă îndreptați, dacă nu m-ați crezut, uite că vă mai arată odată către zecele de cupe. Vă îndreptați către fericire, către o familie fericită, excuse me? Mm-hmm. Și cartea îndrăgostiților, în momentul în care veți face această alegere din iubire și nu din frică, spiritul vă spune clar, vă trimite exact aici, la iubire și la împlinire sufletească. Așa că nu vă fie teamă, nu vă fie teamă să faceți această mișcare. Nu vă fie teamă că mergeți către soare. Dacă până acum ați stat, mi se spune, în energia aceasta a lunii, ați fost într-o perioadă întunecată. Ha, nu că trebuie să iau cartea asta. Trebuie să o iau pentru că exact, oh, Doamne, cât de frumos. Știți, dragii mei, că mie îmi place să vorbesc în cărți. Așa, asta este. Dacă până acum ați fost în această energie a lunii, da, unde, știți, noaptea, când e luna, nu prea aveți foarte clar lucrurile, vă spune, vă îndreptați către ce? Către cartea soarelui. Vă îndreptați către această energie solară, așa că nu trebuie să vă fie teamă. Ce trebuie să faceți, v-a spus, este să vă eliberați, să lăsați trecutul să ardă. Și acum trebuie să o punem și altfel, nici nu știu, uite așa cu asta. Da, cu cartea lunii și cartea soarelui și cartea îndrăgostiților. Vorbim de energie masculină, vorbim de energie feminină, bingo și cu zecele de cupe vorbim despre flăcări gemene, bingo, asta era, vorbim despre energie de flăcări gemene pentru unii dintre voi. Cât de frumos, cât de frumos, așa că dragii mei, ce energie frumoasă, ce mesaje frumoase vin către voi prin această energie de lună nouă în pești. Haideți să vedem și keep an open mind. Nu, aia era următoarea. Free yourself. Haideți să vedem dacă ne vrea să ne mai spună ceva despre această carte de eliberare care îți spune a venit momentul să reiei controlul vieții tale. Can you please clarify this part, spirit? Ace of Wands, o nouă iubire. Pentru unii dintre voi, dragii mei, se arată o nouă iubire care vă poate duce la 10 de cupe, vă poate duce la acea familie fericită, la acea stabilitate emoțională, la acea împlinire sufletească, pentru că vedem un nou început. Dar unii dintre voi trebuie să vă eliberați din ceva sau de ceva.
Unii dintre voi chiar sunteți într-o relație, dar o relație karmică, o relație care nu va aduce mare împlinire sufletească. Bingo, cinciul de cupe. Această carte de suferință, de regrete, de vinovăție. Unii dintre voi cu cinciul de cupe ne arată, da, această femeie a vrea să meargă înainte, dar merge o laie, nu merge, pentru că în loc să înainteze, ea stă și se uită în trecut, se uită la acele cupe vărsate și spune nu te lăsa prins de trecut, nu te lăsa... Oh, Doamne, nu te lăsa influențat de trecut. Dacă trecutul a fost dureros, dacă au fost acolo niște buba, auci, auci, nu te mai uita. Uite cum se uită la treiul de săbii. Nu te mai uita acolo, pentru că uitându-te acolo vei rămâne în această energie și este păcat. Lasă trecutul să se ducă și tu mergi mai departe, pentru că ai văzut? Această energie de lună nouă în pești îți spune foarte clar, te ducem către fericire, te ducem către împlinire sufletească. The Queen of Swords, sunteți voi, dragii mei, în toată splendoarea voastră, fără nicio emoție acolo, logici, rațional, tranșanți când vine vorba despre iubire. Nu așa se întâmpină iubirea. Eu înțeleg logica și partea tranșantă, de ce? Pentru că este un sistem de apărare, săbiile sunt gărduțul ăsta pe care l-ați pus acolo, pentru că, ce să vezi, în trecut a fost buba, 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 da? Și avem The Devil. Ați avut de-a face cu o persoană toxică, ați avut de-a face cu o persoană toxică sau ați fost sau sunteți unii dintre voi încă într-o relație cu această energie sau, mă rog, poate fi și zodie Capricorn, sau sunteți într-o relație karmică, mi se spune, și a venit momentul să vă eliberați pentru că vine altceva sau altcineva pentru voi. Din nou, cum, Doamne, iartă-mă, din nou cartea de Judgment, tind să cred că este un examen, așa cum am tot spus, de suflet, în care sinele vostru superior, Dumnezeu sau cum vreți voi să-l numiți, vrea să vadă dacă oferindu-vă acum această șansă pentru fericire, această șansă la fericire, această șansă de iubire, o să vă ridicați voi, creaturi magice ce sunteți în patru picioruțe sau două sau câte aveți voi, și vă eliberați sau rămâneți tot acolo, rămâneți în acest sicriu. Alegerea întotdeauna vă aparține. Și haideți să vedem și cealaltă carte din Amorul Ghebos, și este Keep an Open Mind, rămâi cu mintea deschisă, pentru că sufletul tău pereche s-ar putea să difere de așteptările tale. De-aia v-am zis, eu aveți grijă ce faceți cu ce faceți. Nu prea, iar nu mi-e să țu, știți că eu am probleme cu țul. Ce faceți voi cu șabloanele alea, ce faceți voi cu așteptările voastre? Că s-ar putea universul să vă arate o surpriză, să vă prezinte o surpriză. Dear Spirit, can you please clarify, keep an open mind? Can you please clarify, keep an open mind? Da, da, keep an open mind, dar rămâi cu mintea deschisă, dar rămâi cu mintea deschisă și ochii cât cepele, ca să nu le zic altfel, și uită-te în față, nu te mai uita în spate. Unii dintre voi aveți tendința de a-i compara pe cei care vin către voi cu ce s-a întâmplat în trecut. Să-i comparați cu foștii parteneri sau cu fostele partenere. Wrong. Wrong answer. Wrong choice, mai bine spus, nu answer choice. Este o greșeală, este o alegere greșită, pentru că... Ah, pentru că nu este bine și îți spune de rămâi cu mintea deschisă, pentru că asta vrea să vină către tine, zecele de monede, stabilitate, relație de lungă durată, abundență, dar tu nu, tu Batman, tu te uiți în spate, tu faci comparații. Glumesc. Treiul de monede. Treiul de monede ne vorbește despre colaborare, vorbește despre parteneriat, vorbește despre teamwork, muncă de echipă. Este o persoană, că vorbim de iubire, care vrea să construiască un viitor stabil, frumos și abundent alături de voi. Și voi ce faceți? Tra-la-la-i în păcăpii, vă uitați la ce s-a întâmplat în trecut și comparați această persoană fără să vă dați seama, sper eu, cu ce s-a întâmplat acolo. Șaptele de monede este o chestie pe care voi la nivel de subconștient ați așteptat-o. Acum cu șaptele astea de monede, mesaj ciudat, pentru că nu prea vine cu această carte, este faptul că voi sunteți, vă păziți ceea ce aveți.
Vă păziți bunurile, vă păziți bunurile, da, suflete și materiale, și nu prea lăsați oamenii să intre, pentru că ce să vezi, nu corespund cu ce aveți voi în minte, da? Nu corespund cu ce s-a întâmplat acolo în trecut. Nu că voi ați vrea să se repete trecutul, că nu despre asta vorbesc, nu asta zic sub nicio formă, dar făcând comparații și ținându-vă legați de trecut. Uite, așa vă păziți voi grădina să nu intre, Doamne ferește, ursul în ea. Eight of Pentacles, această persoană, v-am spus, vrea să vină să colaboreze cu voi. Și vedem o creștere graduală a acestei relații foarte, foarte frumos, de la 7 de monede, la 8 de monede, la 10 de monede. Bine, începem cu colaborarea cu 3-ul de monede. Cât de frumos, o relație de aia traditional, da? Cu valori de la morale și cum mai place societății să fie, de lungă durată, stabilă, care duce la abundență. O relație în care ambii parteneri pot crește foarte, foarte, foarte frumos. Is there anything else you would like to add, please? Da, ei cum, Doamne, iartă-mă, tot voi, în toată splendoarea voastră. Cinciul de cupe și patru de cupe. Nu sunteți disponibile emoțional și v-a spus clar spiritul, deschideți-vă, eliberați-vă, pentru că ceva foarte fain vrea să vină către voi. Da, șaptele de săbie, frica de trădare. Ați fost trădați în trecut, în ceea ce privește iubirea. Ați fost trădați, vă este frica, acum stați și vă păziți bostălăria, dacă pot spune așa. Doar că de data asta ceva foarte frumos vrea să vină către voi, că de obicei așa se întâmplă când avem zidurile cât în Germania, nu că aș face o reclamă Germaniei, în momentul în care avem ziduri foarte, foarte așa, vine Universul cu o posibilitate super faină, pe care noi avem șansa de a o rata, avem șanse de, nu știu, 99% să o ratăm, ni se demonstrează că ar fi fost faină și ne dăm cu capul de pereți. Pentru că n-am învățat niște lecții. E, despre astfel de lecții se pare și simt eu că este vorba și în acest caz. Haideți să vedem și un mesaj din partea îngerilor pentru voi, dragii mei, care ați ales numărul 4 și anume pendulul. Haideți să vedem ce mesaj vrea să vină din partea îngerilor prin intermediul acestei energii de lună nouă în pești și avem cristal normal. Mesajul este: ai încredere. Încredere în tine și în Univers, în Dumnezeu, în cine vrei tu. Ai încredere și speranță, deoarece este ceva pozitiv și nou, dincolo de linia orizontului și tu încă nu poți vedea. V-am zis eu că este examen? Încredere, încredere, încredere. Că altfel o să tot repetăm aceste lecții până o să amețim. Dragii mei care ați ales numărul 4, acestea sunt mesajele care au vrut să vină prin intermediul meu și al cărților, prin această energie de lună nouă în pești. Aștept cu mare drag comenturile voastre în secțiunea de coment. Și până data viitoare, când ne revedem, regăsim, reauzim la Tarotscop, Amoroscop sau alege o carte sau o lea în engleză. Iar fac apel la voi, dragii mei, și vă mulțumesc anticipat dacă aveți prieteni, cunoștințe care sunt vorbitoare de limba engleză. Vă rog să le sugerați dacă vreți, că am și un playlist pe engleză, eventual să faceți un share acolo, este much appreciated. Așa că vă mulțumesc din suflet, dragii mei, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare și știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.